Alo? Da, Oleg, noroc. Am să stai o clipă. Ai zis că ai de spus, nu și la cameră. Da, și asta. Dar pe ești ghine, să vezi florile, să vede tot. Da, ia tibie. Ia tibie Și ați mne. votat? Da. A votat? A, așa e mai bine, da. Maladeț. Pe orizontală e mai fain. Se cunoaște că ești de la Hyde Park, de la Curaj TV. Bravo. M-a învățat de-a. Bravo. Uite, dacă eu așa stau, o să mă aveți? Da, e bine, dar nu se vede fruntea. Dar dacă așa am așa, să mă văd? Da, așa e mai bine. Bine, Oleg, hai. Dar e așa? Perfect. Acum chiar că e perfect. Oleșcă, salut, tu mă filmezi acum, Da, așa-i? acum filmez, înregistrez. Eu vreau să povestesc o leacă despre situația în care am căzut eu acum, în moment dat. Din motivul că sunt invalid cu gradul sever, dizabilitate gradul 1, cu vedere, nevăzător, eu am dreptul la asistent personal. Asistent personal are o leacă în diferență între asistent social, fiindcă asistent social, el nu mă vine și De trei trei ori ori pe zi, da. de trei ori pe săptămână, nu? Ah, chiar pe Pe săptămână, săptămână. ok. Și fiecare zi, de pe trei zile înseamnă, și în fiecare zi câte o oră el îți dă pentru tine ca să vii, de pildă, să facă curat, să facă mâncare și așa mai departe. Eu acum, în moment dat, eu am crezut că eu primesc pensia 1900, dar eu primesc 1762 de pensie, acum am aflat. Plus 180 de lei ajutor asupra, care financiar, dacă așa se Suplimentar, da. numește. Nu, financiar se numește. Asta e ca când pentru medicamente. Ok. Uite, în total, 500 de lei eu primesc pentru ca să plătesc la persoane care mă conduc pe mine undeva. De pildă, eu plătesc 2 lei, de pildă, când mi-au ajutat să traversez stradă sau asta iamă. De pildă, dacă așa cum îmblă eu, fiecare ți apă nici 500 de lei nu ne ajung pe 2 zile. Adică dacă eu predies, eu merg și predies trebuie să traversez strada. În total iese, dacă nu luat, este 500 de lei. Și dacă nu luăm, este 180 de lei, în vedere, apoi eu prinesc 1200 de lei avocația asta de invaliditate. Dar, ca să nu spun eu că puțin și să nu-mi dai statul mie ajutor lunar, ajutor social se numește, lunar, eu luat și-o unit tăti prețurile este într-o una și ne-au făcut că când eu prinesc pensia, avocația de 1900 de 62 de lei. 25 sau 32 de lei. Înțelegi cum? Și eu deja nu pot să cer ajutor social lunar. Hatea, măcar că acum cel mai normă se ocoate 2775. Dar din motivul că eu sunt nu ajung la această normă, mie mi se dă 27 de lei lunar ajutor social. Eu am postat documentul ăsta în Curaj TV când m-a filmat Eugenie atunci când am fost cu guvernul la protest. Da, reținut de poliție. Deci înțeleg că 2700 e venitul minim pe economie. 2775, asta așa. Este venitul norma care trebuie să primească omul. Dacă mai puțin, înseamnă trebuie să ceară ajutor social de la stat. Am înțeles. Eu am cerut ajutor social și mie mi s-a dat 27 de lei. Acum cine ne ascultă pe noi nu prea înțelege despre ce merge vorba, de atât că nici statul nu înțelege ce a făcut, nici eu ca invalid nu înțeleg cine a făcut. Dar în total eu primesc 1200 de lei. Și gata. A este 500 de lei care mie mi se dă de stat ca să folosesc, ca să plătesc pentru oameni care mă traversesc stradă, gata, am achitat. Ei nici nu trebuie să s-o coate acești bani, dar ei s-o pot obși venit, a venitul, cum se numește obși în limba română, total care ai în familia ta, de pildă. Familia mea este de o persoană singură,
și fiindcă am crescut la orfelinat, la internat, eu n-am pe nimeni și eu am dat întrebare la asistență socială. Eu deja 6 ani trăiesc în Drălești, sub evidența lor, și niciodată nu a venit nimeni la mine să mă întrebe, mori, colegi, sau mai e jiu, mai ai disăturat statul ăsta sau nu? Înțelegi? Nici asta nu a venit să mă întrebe, înțelegi? Când a fost carantina, a fost închise, trebuie trebuiam să stăm în casă, dar eu pe și să trăiesc. Dacă nu pot să ies să cânt, eu nu mă întrețin de cei ce cânt. Înțelegi, Oleg? Astea sunt venituri suplimentare la pensie. La o casă. Și eu nici nu s-o cot asta ca venitul, de că eu azi pot să ies și să primesc un leu, dar mâine pot să primesc 10 lei, dar mâine 1000 de lei, dar apoi mâine 2000, dar apoi mâine 800 de mii. Da, 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 nu milioane. Da, apoi mâine vin și primesc peste bot. Asta e. Nu se știe ce poți primești acolo când ieși la cânta. Eu tot acolo când ies, eu ies cu gândul măcar pe pâine și pe un pachet de chipir. Sincer să-ți spun că nu prea mă lăcomesc să mă gândesc să cumpăr un vehicul. Deci cuvânt român eu știu. Că când îndeplinit nie la asistent, la ajutor social, mă întrebat, vehicul aveți? Eu îmi rupem capul, nu înțelege ce înseamnă asta, vehicul. Eu am zis pe urmă că asta e mașină, neacă. Și ai zis că n-am, am numai cățel. Da, am cățel ghid, nici pentru dânsul, eu am întrebat, e că eu am câinele ghid. Măcar că mi-e cel, e că taman că am vrut să vorbesc, să facem o video cum mă conduce meu care are 4 luni. Noi încă n-am ajuns la școală. Dar eu, când noi învățam la școală, nu mi se dă tema de acasă. Ca să lucrăm cu câinele. Că nu vă gândiți dacă vă duceți voi cu câinele la învățat, chiar și la obșii, chiar la câinele vostru care aveți acasă. Nu numai de speed ghid. Și ia să, la ascultare, așa se numește la dânsă dresura aceasta. Unde e șerți, puși, hamâie, apoi și vă gândiți, numai chinologul lucrează, nu și stăpânii trebuie să lucreze tot cu dânsul. Cu dânsul. Așa și nini s-o dă de lucrurile. Și ia că eu acum pe memorie șala, lucrez cu dânsul și de-am mă conduce și până la magazin, și până la traleibus, și înapoi. Și eu de-am deja am ajutorul de la dânsul și când am avut eu în Rusie, când învățam cu câinele, eu m-am adresat la poliție și am zis că cățelul meu încă nu a primit documente pe ghid. Dar că, dacă mă afectează cineva, mă supără cineva și nu-mi de voi de pildă să trec pe undeva, cum se confirm pentru judecata că câinele meu, măcar că el se învață acum la ghid, deja mă ghidează. Și ei mi-au zis, trebuie să ai video unde te ghidează să arăte clar la persoană, la judecătorul că el te aduce acasă și din acasă până la farmacie, din farmacie până la oprire. Ajunge asta ca să fii deja confirmat că acest câine este ție de ajutor, dar nu pur și simplu așa. Și până când eu mă luptam cu, mă învățam cu meal, nu e așa, și dacă cineva mă supăra, eu avem video, arătam la poliție și ne apăram drept. Bravo. Dar acum ne-am dus într-o altă parte, acum vorbim totul altceva. Acum vorbim ce înseamnă asistent personal. Deci vehicul n-ai. Asistent personal este o persoană care șede de la oarele 8 până la oarele 5 cu tine. N-are importanță de pildă unde te duci. Dacă te duci la piață, te duci și el cu tine la piață. Te duci în magazin, te duci și el la magazin. El este ca o ca mâini și picioare și ochii tăi care îți ajut ție pe permanent. Unii se gândeau că asistent personal are dreptul numai acela care șede cu cat în pat. Incorrect aceasta gândul, de atât că ea că cum eu sunt persoană singură și nevăzător, numai decât am nevoie de asta și i-am adus SD la document, certificatul de invaliditate SD, săpravajdaiește list, cum în limba română se numește? Foaie din soție foaie. Ceva. Anexate la certificat unde sunt recomandări scris unde omul să poate lucreze, ce poate, ce nu poate și acolo clar scris la mine are nevoie de asistent personal. Am socotit să mă duc să iau. Am fost astăzi, i-am dat documente de cum trebuie. În primul rând mi-a început să spune că trebuie să mai așteptați rândul. Zic, da, până la noi rândul așteaptă câte 2 ani, eu până la 2 ani pot și-o-i muri. Dar în afară de asta
Eu i-am dat întrebare. A, și încă zicea că eu, dacă acum îi pun documentul, eu trebuie să mai dau lor copie la pașaport persoanei care a să lucreze. Eu zic, dumneavoastră, că nu mi-a acceptat mie drepturile mele, că nu mi-a zis, n-am document oficial unde e scris că comisia a hotărât că dumneavoastră aveți posibilitatea să luați o persoană care să aibă grijă, personal asistent, așa spune. Da? Da, voi deja cereți pașaport. Eu încă nu am găsit persoana aceasta. Îi zice, înțelegeți că la noi în documente așa merge. Este o greșeală extraordinar mare. Eu zic, bine, eu acum mă duc pe drum și rog pe Vasile și Gheorghe, dați-mi copii la pașaport, că pur și simplu asistent special vrea să aibă un document, că e ca persoana aceasta să lucreze cu mine. Dar când devine hotărârea comisiei, a să afli că persoana aceasta nu există deloc. Înțelegi cum? Asta este greșeala lui Dodon, a țării întregi și a celor care au compus compunerea asta cu lucrarea cu invalid. Sau între Și timp cel mai... omul o să-și găsească altceva de lucru, nu o să mai fie disponibil. Da, dar noi acum îndioși spunem că ei nici nu au hotărât nimic, dar e deja și pașaportul. În orice caz, eu astăzi i-am dat toate documentele, dar pașaportul am zis eu că n-am găsit oameni. Că eu am o femeie care pot să o iau, dar trebuie să-mi găsesc un băiet care și dar nu o femeie. Că, de pildă, dacă eu mă duc la spital să șed culcat, de pildă, pe asistent personal trebuie și cu mine acolo. Dar dacă acolo și acolo mășinie și ea se rușinează, băieți și așa mai departe, de femeie și ea se... Dar dacă eu o sfără mână sau piciorul, el tot trebuie să șadă cu mine în spital, înțelegi cum? Și eu stau și mă iert, mă duc în WC în fața femeii, ea sunt și rușine. Bărbat trebuie să aibă asistent personal bărbat sau cineva din rudii care, dacă femeie, cineva trebuie să fie din rudii. Dar eu n-am așa rudii, cum, și de atâta nu pot să eu, ni eu, să eu femeie, înțelegi cum? Și de atâta eu i-am zis lor, eu trebuie să-mi găsesc, că n-am găsit persoana aceasta, voi încă n-ați hotărât timp. Și s-a ridicat o întrebare extraordinar de mare, în privința căruia eu acum merg cu plec la avocat și să dau în judecată pe... Încă n-am hotărât pe cine să dau, pe asistență socială să dau în judecată sau pe fondul care cu pensiile, fondul, cum se numește asta? Colegul, fondul ăsta cu pensiile care lucrează. Tot mă tin că e Fondul Național de Asistență Da, Socială sau național ceva de de felul ăsta. asigurări, da. De asigurări. Eu încă, avocata să uite care a apelit drepturile invalidilor și a să-mi spui, dar care e problema vă zic? Dacă eu nu eu asistent personal, mie, mie să iau 800 și ceva de lei și eu rămân cu 1200 de lei. Și eu mă întreb, dar eu și să fac cu 1200 dacă nu vine la mine la asistent personal să dă bani 2000 și ceva, 2300 și plus 800 de mii și că când așa primărie statul plătește 3000 de lei și face poliță de asigurări, face documente, cărțică de muncă oficial, la dânsul merge staj, dar eu o să primesc 1200 de lei. Dar dacă la mine vine câte 2000 de lei lunar, vine pentru gaz, iarna, căldură, sau dacă eu plătesc 600 de lei de pildă lunar pentru lumina, apa și așa mai departe, cum se numește Servicii comunale. serviciile comunale total gunoaie și așa mai departe total, apoi eu cu ce să rămân? Cu 600 de lei, dar cu 600 de lei și a scump eu. Eu trebuie să mă îmbrac, eu trebuie să-mi eu să-mi cumpăr tot aceleași cei ce am nevoie. Fie asta o plită, fie asta o cană, fie asta un praf de spălat, soluții de spălat, un șampon, un asta, și eu. Cum mă trăiesc eu pe 600 de lei? De pildă sau pe 1200 de lei. Imposibil așa ceva. Și eu i-am zis, și asistent personal ați venit la mine. Eu o să zdohnesc de foame și o să spun ei, hai că eu lucrez. Hai, eu lucrez și să fac mâncare. Dar din ce poți face? Din coada toporului poți face mâncare. Din ce poți face mâncare? Și eu am întrebat asta pe dânsa. Dacă ni se ia banii acestea, cu ce rămân eu? Cum o să fii mai departe? De îmi spune, ei, lasă, nu te gândi, lasă, trebuie să hotărâm asta mai întâi. Nu trebuie să hotărăsc asta mai întâi. Eu trebuie să mă gândesc cum să și mai departe. Ca să nu și numai statul nu vine. Dacă statul a zis că are grijă de invalid și îi dă așa
posibilitate să folosească de asistent personal, las să plătească toată suma. Am înțeles problema. Și încă îți spun încă un lucru. De pildă, dacă la mine eu scriu pe cineva în casă, nu are importanță, că mi-a venit doar să te scriu pe tine, Oleșca, gata. Apoi eu trebuie să îi spun lor cât bani primești tu, cât primesc banii eu, cât a venit în casa mea și... Auzi? Da, da, așa-i. Și de la asta nu mi se dă ajutor social. Înțelegi și cât de hâtru a făcut asta. Și nu s-o cot că poate omul pur și simplu a făcut scritura asta la om ca să facă bine de pildă și asta iană. Și el omul și ala poate că și nici nu trăiește, dar îi spun că trebuie. Dar dacă omul și ala tot n-are venit, ce a scrie? Că mai am un venit încă un om care nu mai lucrează? Ce, să-mi plătească el pentru doi? Am Și iată înțeles. Nu te gândești și la problem. Proteste sau speri să rezolve în instanța de judecată? Eu încă ce am vrut să spun? Și eu mă întreb, dar cum domnul ăsta singur locuiesc? Să zic, dar cum? Ia că locuiesc singur. Singur îmi fac mâncare, singur îmi fac curat, nu mor. Dar trebuie să fie un om ajutor care să vii măcar să ne ajut să strâng păianjeni, că eu nu văd păianjeni. Nu pot spun că eu sunt gospozoniță prea curată. Mai am și eu ungheri murdari, de atât că nu văd. Și mai trebuie să mai vii cineva să-mi ajute. Dar ei, cum să vii, cum să iau pe cineva eu, dacă ei în eu din pâinea mea, în eu pe pâinea mea, din pâinea mea o eu, și încă mă întreabă pe șapărul mă, stai cum, la interviu, stai informați că noi avem grijă de tăți. Dar și voi aveți grijă. Am de înțeles. Asta problema cu care noi ne unim acum, ne întâlnim invalidi, pensionari, cu asistent social, cu corupția, asta nici nu corupția, asta e minciună, înțelegeți cum? Mm-hmm. E că da, domnul a zis că în timp de carantin o mers asistent social merge pe la oameni bătrâni, oameni singuratici și îi aduce produse și așa mai departe. N-am văzut să bucănească cineva la mine și să ne aducă produse. Clar că nu sunt bătrân, dar sunt singur. Și nevoiaș. Și dacă da, domnul zice că are grijă de toți, abla să aibă grijă că sunt și tineri care sunt singuri. Dacă eu mâine cad jos și rup piciorul sau mână, eu n-am pe nimeni să vii la mine și să-mi ajută mie măcar să mai rup mai departe mâna și ei sau piciorul. Nici asta n-a să vii să-mi ajută. Nici când a fost rău, nu de mult, când am stat la spital, când ne-am ars stomacul, abă, nu a fost nimeni la mine să vii, să mă întrebi cum te simți. Și de atât eu am nevoie de asistent personal numai decât, dar clar lucru că și încă asistent personal poate că și nu vrea 800 de lei de aici, dar e cu desă în eu banii ăștia. Dacă omul zice că nu-i trebuie lui este 800 de lei, că el stăiască numai de aici și plătește statul, apoi trebuie să accepte așa și zice omul, dar nu știe și ei fac. Probabil așa prevede legea, trebuie legea schimbat, trebuie să te adresezi și deputaților. Deodată eu am sunat la avocat și zic, iar care e problem. El zice, și tăp așa-i lege, Oleg. Tăp că eu zic, clar că așa-i lege, dar eu cu ce să rămân? Zic, și da, trebuie gândit aici. Că e de luat în eu tăt, de dat îmi dau un om, dar cu cine și din ce să lucrezi omul ăsta, dacă eu n-am pâine pe masă și cartofii n-am pus și să încurță de pildă. Da, eu cânt. Da, asta eu sunt. Dar știi că invalid sunt care s-o cot că omul care șere apă pentru dâns și asta e un gunoi, un nică, el e mândru om, el nu vrea să șeară, pentru dânsul asta e, nu știu, și Doamne ferește să apere și așa mai departe. Asta eu nu sunt mândru și mă duc și cânt și nu mă sunt, îmi dau un leu, zic bă da prost, dau ză și tot bă da prost, dar omul și ala nu s-o poate că trebuie să șeară. Ce că el trebuie, eu când am cântat, eu am trăit, am avut pensia 605 de lei. Iar nu să mă întrebi tu pe mine cum eu am trăit. Vine la mine asistent social când la păsărbească, când mi-au propus că îi trăiesc în caminul și ala. Apoi eu și-am refuzat caminul și ala, de că nu-mi dădea o nie propiscă acolo. Nu-mi dădea order pe dânsă. Zic, cum eu o să stăiană? Pe urmă la pătrâneț măsurile din caminul și ala și unii eu o să trăiesc.
Și de atât eu am ieșit atunci la protest, când trăiem în cort și așteptam apartament de la stat. Și până acum nu am. Numai Renatul Satu ne-a cumpărat atunci și ea că datorită lui Șamă. Dar așa nici pe dânsul nu aș avea. Apoi a venit asistentă socială la mine. Oleșca, și să-ți gătesc? Că zic, Lida, dar ea nu te împrejur, și eu am. Nu, n-am nică de mâncare. Eu ședem câte 3 zile, eu n-avem ce mânca. Eu ședem numai și mă uitam prin părți. Și e singură femeie aduce din casă. Ea aduce niște fructe, mai niște legume și face un suc, un asă, dar ea se întreb, pe dânsă, ea are de unde? Ea plătește 2500 de lei și să aibă ea așa vreo 6-7 pacienți, că noi ne numim pacienți la deși. Și la fiecare, dacă e să aduc câte un kil de orez, apoi e n-a să aibă singură pentru dânsă. De acord. De atâta eu am vrut să arăt la lume că statul nostru nu este gata să ajute la invaliți, nu este gata să ajute așa cum trebuie după lege. E ca când în Germania am fost. Dacă eu rap să rămân în Germania mai departe, și era să ne anexează, să anexeze asistent personal care era să primească pensia, salariu, și eu era să primesc pensie ca invalid, când ei trebuie să fac grupa acolo și așa mai departe, acolo la Berlin, în Germania. Dar eu n-am putut să rămân acolo din motivul că mi-au refuzat atunci cu azilul. Nu, s-a dat statutul de refugii, da? Corect? Azil politic, da. Azil politic nu mi s-a dat, dar nu știu nici eu ce să fac mai departe, da? Până când e așa. Dar în Germania au grijă de asta. În Rusia au grijă de asta. Nu sunt eu. Nu se iei de la oameni invalidi spanii și zic că noi avem grijă de invalidi. Eu tot așa pot să-mi iau, dar un om și să-i plătesc lui 800 de lei și el să vii la mine și să-mi ajute tot. Eu tot pot să-i plătesc 800 de lei. Care-i deamă morală aici, dacă vin eu banii mei? Am înregistrat, Oleg, și public părerea ta. Poate o să ajungă la urechile decidenților. Poate că ar trebui să contactezi direct și niște deputați în Parlament să inițieze modificarea legilor. Da, cine să contacteze? Asta trebuie cuiva să scrie, nu? Așa mă gândesc, da. Dar sau o să transmitem noi, o să transmit eu pe Facebook la deputații pe care îi știu, o să etichetez, da, în postarea. Da, poți transmiți, te rog frumos, las să rezolvi cumva întrebarea asta. Am înțeles. Mulțumesc pentru încredere. Da, mulțumesc, coleg, mult. Noroc.